Vom reuși vreodată să trăim în spațiu pe termen lung? Oamenii de știință proeminenți afirmă că viitorul speciei noastre ar putea exista în afara Pământului, dar am avea nevoie de un lucru pentru ca acest viitor să funcționeze, nou-născuți. Problema nu este cum i-ar crește, cu siguranță acest lucru nu ar fi o provocare pentru astronauți, ci cum ar putea rămâne însărcinată o femeie. Pe cât de bizar sunt acest lucru, cercetătorii încearcă deja să afle dacă oamenii pot da naștere în spațiu, însă până acum rezultatele nu arată grozav. Un obstacol major ar fi lipsa gravitației. Aceasta implică și imponderabilitatea sau microgravitația în locuri cu o atracție gravitațională mai mică decât cea a Pământului. De exemplu, planeta Marte, unde forța gravitațională este mai mică decât jumătate din forța gravitațională cu care suntem noi obișnuiți. Cele mai multe dintre experimentele făcute ce au încercat să descifreze acest mister au fost realizate în condiții de microgravitație simulată sau chiar reală, așa că ne vom concentra pe aceste condiții. Până acum, oamenii de știință sunt de părere că, până și gravitația planetei Marte ar putea crea probleme pentru concepție și gestație. Una peste alta, totul pare că începe bine. Menstruația pare să funcționeze normal în spațiu, cel puțin în călătoriile de scurtă durată, așa că, deși nu putem fi siguri, acest lucru sugerează că și ovulația ar putea să funcționeze normal. De asemenea, funcțiile spermei se pare că funcționează destul de bine chiar și în microgravitație. De exemplu, în 1979 cercetătorii au trimis șoareci vii în spațiu, pe un satelit de cercetare pentru o perioadă de 18 zile. Când aceștia au ajuns înapoi acasă, au reușit să se împerecheze cu succes cu șoareci aflați la ovulație. Însă nu toți șoarecii născuți după aceea au fost sănătoși. Creșterea și dezvoltarea șoaricilor fertilizați cu spermă expusă la efectele de zero gravitație s-a dovedit a nu fi una tocmai normală. Partea pozitivă este că putem rezolva această problemă prin folosirea băncilor de spermă. În studii făcute în 2019, un grup de oameni de știință din Barcelona a prezentat câteva dovezi preliminare conform cărora sperma umană înghețată poate rezista unor expuneri la condiții de microgravitație fără urmări adverse. Dovezile acestora erau bazate însă pe condiții reproduse într-un avion special și nu în spațiu. Chiar și așa poate fi considerat un punct de plecare. Putem presupune, deci, că am putea avea celule sănătoase, însă, pentru a avea un făt, ovulul trebuie fertilizat. Există dovezi că sperma umană poate fecunda ovulul în condiții de microgravitație. Un studiu făcut în 2009 a folosit un aparat de centrifugare pentru a simula microgravitația și a reușit să realizeze o fertilizare in vitro folosind sperma și ovulul de la șoareci. Chiar și așa, fertilizarea este încă departe de ceea ce ne dorim să obținem și anume o sarcină. O fertilizare nu devine sarcină propriu-zisă până când un embrion nu reușește să se fixeze în peretele uterin al gazdei. Pentru acest lucru avem nevoie de un blastocist, o sferă compusă din celule goale și fluid ce se formează la câteva zile de la fertilizare. Stratul de celule din exterior, celulele trofoblaste, ajută embrionul să se fixeze în peretele uterin și să formeze placenta. În interior avem celulele numite embrioblast care dau naștere fătului propriu zis și se pare că acest proces ar funcționa și în spațiu. Deși nu a fost făcut public în jurnale de specialitate, un experiment ce a avut loc pe un satelit din China, a demonstrat că unii dintre embrionii de șoareci ce au fost trimiși acolo au reușit să formeze blastociste. Acesta este un lucru promițător, însă vom avea nevoie de câteva studii pentru a putea confirma cu certitudine. Chiar dacă blastocistele ar putea să se formeze în spațiu, este încă neclar dacă acestea s-ar putea fixa și ar putea să continue să se dezvolte. În aceeași misiune despre care am vorbit, cea din anul 1979, femele și masculi șoareci au fost trimiși în orbită și lăsați împreună. Unele exemplare au reușit să rămână gestante, însă nici unul nu a dat naștere. Oamenii de știință au fost de părere că embrionii au murit și au fost absorbiți în corpul rozătoarelor. Așadar, cercetătorii încă încearcă să-și dea seama ce anume se întâmplă cu blastocitele și abilitatea acestora de fixare în condiții de microgravitație, însă nu au ajuns încă la un răspuns. Celulele stem-embrionice pot fi parte din ecuație. Acestea sunt celulele din interiorul blastocitului ce ajung să se dezvolte și se diversifică în toate țesuturile fătului. Se pare că microgravitația împiedică cumva această diversificare și dezvoltarea acestora în celule mai mature. Este posibil ca microgravitația să intervină și în procesul de metilare a ADN-ului, un proces despre care se spune că influențează diferențierea celulelor. Problema ar putea fi însă și alți factori, cum ar fi faptul că microgravitația influențează fizica fluidelor, precum și modul în care celulele plutesc în fluide. Așadar, în acest moment nu se știe încă dacă se poate susține o sarcină în spațiu fără a folosi sisteme de simulare a gravitației artificiale. Acestea fiind spuse, chiar dacă am rezolvat această parte a ecuației, există dovezi conform cărora un făt nu se poate dezvolta normal în spațiu. Până la urmă se dovedește că gravitația nu este importantă numai pentru primele etape ale sarcinii, ci și pentru cel de-al treilea trimestru de sarcină, când aceasta contribuie la dezvoltarea musculaturii fătului, inclusiv musculatura inimii. Gravitația ar putea juca un rol cheie în dezvoltarea sinapselor din creier și a țesuturilor senzoriale din urechea internă. Există și dovezi provenite de la șoareci gestanți conform cărora zborul spațial afectează și dezvoltarea funcțiilor aparatului vestibular, simțul mișcării și al echilibrului. Așadar, nu avem vești prea bune. Chiar dacă am putea rezolva cumva problema microgravitației, am avea nevoie și de o tehnologie de protecție a fătului împotriva radiațiilor solare. În afara câmpului magnetic al Pământului, efectele radiației solare sunt mult mai intense și există studii ce afirmă că un creier în dezvoltare este foarte sensibil la efectele acesteia, putând dezvolta o incidență crescută de cancer, defecte ADN și alte malformații. Chiar dacă sunt multe date pe care încă nu le cunoaștem și mai avem nevoie de multe alte teste efectuate pe mamifere, un lucru este sigur. Putem ajunge acolo într-o zi, însă mai avem de făcut mulți pași mici până când oamenii vor putea ajunge să dea naștere unui făt în spațiu. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!